Pensionarii sălăjeni, membri ai Sindicatului Liberal Pensionarilor Sălași, au anunțat încă de pe acum că în acest an vor boicota festivitățile dedicate în zile de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ba mai mult, pensionarii au anunțat că luni, 22 septembrie, vor picheta sediul guvernului. Ilie Gorgan, președintele sindicatului Liberal Pensionarilor Sălaj, a declarat că boicotarea festivităților dedicate zilei de 1 octombrie este cauzată de faptul că anul 2014 este al treilea an consecutiv în care sindicatul Liberal Pensionarilor Sălaj nu primește niciun leu din fondurile bănești acordate de guvernul României pentru ziua de 1 octombrie, așa cum prevede legea 363 din 2003 privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a zilei internaționale a vârstnicilor. Potrivit lui Ilie Gorgan, anul trecut, festivitatea dedicată zilei de 1 octombrie a fost organizată în municipiul Zalău din fondurile proprii ale sindicatului respectiv din contribuția vârstnicilor. Trebuie spus de asemenea că în data de 22 septembrie Federația Națională Solidaritatea a Pensionarilor din România va picăta sediul guvernului.